După ce aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara a inaugurat terminalul Schengen, liderul consilierilor județeni PSD Alexandru Iovescu a mers să întâmpine primii pasageri. Suntem în cel mai nou terminal Schengen din România și am venit să le urăm împreună cu colegii noștri din bun venit primilor pasageri Schengen în Timișoara. Unde suntem noi aici? În spațiul Schengen. Unde suntem noi aici? În Schengen. În Schengen. Schengen. În Schengen. În Schengen. În spațiul Schengen. În spațiul Schengen. În spațiul Schengen. Noul terminal Schengen a fost realizat într-un timp record. Banii pentru acest proiect au fost asigurați atât de Guvernul României, cât și de Uniunea Europeană. Noul terminal reduce timpul de așteptare pentru pasageri. Atât intrările, cât și ieșirile din țară nu vor mai presupune clasicele înregistrări în baza de date.